În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Prea iubiți și prea cinstiți părinți, iubiți credincioși, Hristos a înviat. Iată că ne mai despart câteva zile de sărbătoarea înălțării Domnului nostru Iisus Hristos la cer. Și timp de 40 de zile, iată, de la înviere până în aceste zile, până joi, am trăit această bucurie plină de lumină, bucuria învierii Domnului. Domnul Iisus Hristos, după ce a înviat din morți, a mai rămas pe pământ 40 de zile și a fost văzut de mulți martori, de Sfinții Apostoli, de Sfintele Femei Mironosițe și de alții mulți martori. Sfântul Apostol Pavel spune că până la 500 de martori au fost cei care l-au văzut pe Domnul Iisus Hristos înviat. Iar apoi Domnul Hristos n-a rămas pe pământ pentru că nu era de folos să rămână pe pământ, ci s-a întors înapoi la Tatăl. El s-a întors înapoi la Tatăl pentru că de acolo venise. El a venit să-și împlinească o misiune, misiunea ascultării de Dumnezeu Tatăl și misiunea mântuirii noastre, mântuirii lumii, și apoi s-a întors înapoi la Tatăl. Înălțarea Domnului este al cincilea act al mântuirii noastre pe care l-a făcut Domnul Iisus Hristos. Ei, și învierea și înălțarea Domnului au avut loc în Ierusalim. Și Ierusalimul este singur oraș din lume care are două locații. Niciun oraș din lume nu se scrie în Biblie care avea două locații. Deși ne dorim ca și alte orașe și orașele noastre sau localitățile noastre să aibă aceste două locații. Ierusalimul este singurul oraș din lume care are locație și pe pământ și în cer. Nu se spune despre niciun oraș din lume că ar fi și Bucureștiul cel ceresc sau alte localități. Nu se spune. Dar despre Ierusalim se spune Ierusalimul cel ceresc. Ierusalimul cel ceresc, care este deja pregătit în cer și care va veni pe pământ la a doua venire a Domnului. Atunci se va pocorî din cer cetatea cea prea frumoasă a Ierusalimului cel ceresc și unde va împărăți Domnul Iisus Hristos cu cei 12 apostoli, cu Preacurata Maica Domnului, cu Sfântul Ioan Botezătorul și cu toți sfinții și alături de ei, în acea lume sfântă, fără păcat, fără prihană, acea lume sfântă, transfigurată, vor împărăți cu Domnul Hristos în veșnicie toți care au crezut în El, toți care L-au iubit pe Domnul Hristos și toți, mai ales toți când L-au ascultat pe Domnul Hristos cu iubire. Ei, vreau să vă spun puțin despre istoricul acestui oraș, Ierusalim. Că este foarte important și învățăm foarte multe lucruri despre Ierusalim. Ierusalim este orașul păcii. Aceasta înseamnă orașul păcii. Și este astăzi locul cel sfânt al creștinismului, pentru că acolo a fost răstignit Domnul Iisus Hristos pe Golgota și acolo a înviat din morți, la câțiva zeci de metri după ce a fost pus în mormânt. Tot acolo s-a găsit Sfânta Cruce, tot acolo s-a înălțat Domnul Hristos la cer, de pe muntele Măslinilor, o altă colină a Ierusalimului, și tot acolo a pogorât Duhul cel Sfânt al lui Dumnezeu și s-a întemeiat Sfânta Biserică. Deci, iată, mama tuturor bisericilor este Ierusalimul. Deci, toate au început la Ierusalim, dar Ierusalimul a fost vreme de mii de ani centrul religiei evreiești și singurul centru al religiei adevărate din lume, prin templul lui Solomon și apoi rezidit și refăcut de mai multe ori. Deci a fost singur oraș al lui Dumnezeu pe pământ din lume. Și astăzi este recunoscut ca orașul lui Hristos, al Fiului lui Dumnezeu, prin Biserica Învierii, Sfântul Mormânt, Golgota și celelalte locuri sfinte, dar este și orașul evreilor, că nu departe acolo a fost templu și se păstrează ruinele zidului de la curtea exterioară a templului și tot acolo
este și moscheea lui Omar, a doua moschee din lume, după Mecca, pentru că se spune că și profetul Mahomed, care întemeia religia islamului, s-a înălțat la cer de acolo. Și el, și iată, este centru a trei religii importante. Ei, cum a pregătit Dumnezeu acest oraș ca să devină atât de important? La Ierusalim, iată, de acolo pornește biserica cu apostolii. De acolo este întâiul sfânt mucenic, Sfântul Arhidiacon Ștefan. Ei, cum l-a pregătit Dumnezeu? Să știți, Ierusalimul, acum 4.000 de ani, era un oraș păgân, numit Salem. Și acolo împărățea o împărăteasă cu numele tot Salem, după ce ea a moștenit de la rudele ei împărăția și a avut mai multe rude cu acest nume, Salem. Ea, această împărăteasă, s-a căsătorit cu un prinț păgân care îl chema Melhi. Și din căsătoria lor au rezultat doi copii, Melhi și Melchisedec. Dumneavoastră ați auzit de multe ori, citindu-se la apostol, în epistola către evrei, pe Sfântul Apostol Pavel, când explică preoția lui Hristos, spune evreilor, tu ești preot în veac după rânduiala lui Melchisedec. Aceasta este o profeție din Cartea Psalmilor. Ei, această profeție pe care a făcut-o prorocul David, tu ești preot în veac, după rânduiala lui Melchisedec, pe care o reia Sfântul Apostol Pavel, ne dezvăluie istoria Ierusalimului. Sfântul Atanasie cel Mare scrie în Sinaxarul, care s-a citit astăzi dimineață, pe scurt istoria aceasta. Acești împărați, deci Melhi și Salem, au avut acești doi fii. Și la un moment dat, când era un praznic păgânesc, Melhi, împăratul, a cerut fiului său Melchisedec să ia 7 boi din cireadă și să-i jerfească la un templu, acolo unde avea să se construiască mai târziu templul din Ierusalim, în locul cel sfânt, pe muntele Moria. Ei, el, mergând ca să ia să-i jerfească, s-a gândit, cum să jertfim noi jertfe vii, animale, unor pietre, unor idoli, care smuți, nesimțitori. Câtă neînțelegere, câtă orbire poate să fie. Și el s-a gândit, a privit la soare, a văzut strălucirea soarelui, a văzut frumusețea cerului, a văzut stele, lumina, toate frumusețile acestea create. Și a zis el în inima lui, acest tânăr curat, Melchisedec, Dumnezeu adevărat nu poate să fie decât acela care a creat soarele, care a creat lumina, care a creat cerul, a creat pământul și toate frumusețile lui. Și s-a dus și a spus tatălui său, tată, eu nu duc jertfă la niște pietre slute, ci vreau jertfă merită adevăratul Dumnezeu. Tatăl său s-a supărat foarte tare pe el. Și fiindcă s-a supărat așa de tare, a rânduit ca la un moment dat să fie, fiindcă n-a vrut să jertfească animale, era un alt moment al anului în care se duceau jertfe vii. Și mama îl ocrotea pe Melchisedec, dar tatăl acum îl ura pe Melchisedec pentru că l-a mărturisit pe adevăratul Dumnezeu. Și pentru faptul că l-a mărturisit, a fost el supus jertfei. Deci tatăl său a vrut ca să-l ducă pe el jertfă vie. Și atunci, el ca să scape, să nu fie omorât, îndemnat și de mama sa, a fugit în muntele Taborului. Și a stat acolo în post și în rugăciune. N-a mâncat nimic, n-a băut decât ceea ce găsea în pustie. Ierburi sălbatice, acride, miere sălbatică, așa cum va trăi mai târziu Sfântul Ioan Botezătorul. Ei, după 7 ani de rugăciune, așa în duhovnicire primisă de la Dumnezeu, și el tot timpul nu știa mai multe despre Dumnezeu, decât atât, Doamne, Tu cel ce ai făcut cerul și pământul, mântuiește-mă pe mine,
Doamne, Tu cel ce ai făcut toate, Tu care ești singurul Dumnezeu viu, singurul Dumnezeu adevărat, ai milă de mine, miluiește-mă pe mine și povățuiește-mă pe calea Ta cea dreaptă. Și după aceste rugăciuni, el a simțit că a primit dar de la Dumnezeu. Ei, când au făcut la 7 ani din nou un praznic idolesc acolo în vechiul Salem, actual Ierusalim, el s-a rugat ca Dumnezeu să-și arate puterea. Și Dumnezeu a făcut ca la rugăciunile lui vechea cetate a Ierusalimului, a Salemului, în timpul unui praznic idolesc, când s-aduceau jertfe de animale și jertfe vii, s-au omorat oameni, au fost înghițiți cu toții de vii. S-a deschis pământul și i-a înghițit pe toți de vii, împreună cu tatăl său, cu fratele său, cu toți acei închinători la idol. Și așa Sfântul Melchisedec a rămas singur din acea veche dinastie împărătească, puznicind în muntele Taborului. E, iată să vedeți cât de frumos a pregătit Dumnezeu credința cea adevărată în acest loc. Deci Melchisedec s-a dus în muntele Taborului, a trăit ca puznic, 10 de ani, nu se mai știa de el, nu se știa nici ce vârstă are, nici părinții lui, se credea ca unul care n-are început și n-are sfârșit. El îl prefigura pe Domnul Hristos. Și a venit Avram din Urul Calderii, tot povățuit de Dumnezeu, și după ce a înfrânt pe regii de acolo, din Țara Sfântă de acum, acolo la poalele Taborului, la Valea Regilor, a fost întâmpinat de Melchisedec. Și Melchisedec l-a binecuvântat pentru că slujea adevăratului Dumnezeu și erau singurii oameni din lume atunci, închipuiți-vă, acum 4500 de ani, care slujeau adevăratului Dumnezeu, care îl cunoșteau pe adevăratul Dumnezeu. Deci preotul lui Dumnezeu celui preanalt și Avram, din care avea să se nască poporul ales. Și Avram i-a dat zecială din toate. Și apoi Avram a născut pe Isaac și Isaac pe Iacov și așa s-a format pe poporul evreu. Ei, dacă observați, deci pe acest loc sfânt, mai târziu, David și apoi Solomon, David a adunat materiale, Solomon a zidit templul lui Dumnezeu. Acolo unde a fost înghițit acea păgânătate, Salem înseamnă orașul păcii, centrul lumii, locul cel mai sfânt de pe pământ, singurul care are echivalent în cer. Și acolo avea să se dezvolte credința de un singur Dumnezeu, să fie cel mai sfânt loc din lume, templu cu Sfânta Sfinților, unde dacă intra cineva, murea pe loc. Și acolo, încet, încet, Dumnezeu, vreme, iată, de la Moise, apoi câteva mii de ani, a pregătit poporul și omenirea pentru a-L primi pe adevăratul Dumnezeu. Și iată, vedeți ce frumos, Dumnezeu, deci, îl arată pe Melchisedec ca și chip de preot adevărat. Și apoi lasă câteva mii de ani să fie preot din neamul lui Levi, din seminția lui Iuda, din poporul evreu. Ei, care era diferența între acești preoți ai legii și preoții legii Harului? Diferența era că preoții din legea lui Moise erau o dinastie ereditară, adică se năștea din preot în preot, fiul de preot, și așa preoțeau. Nu se punea accent pe credință, pe trăire. Și Dumnezeu, după ce prin lege a conștientizat vreme de câteva mii de ani păcatul în lume și a pregătit omenirea ca să primească mântuirea, a trimis pe Fiul Său în lume. Și Hristos întemeiază această preoție nouă, preoție după chipul lui Melchisedec. Ce înseamnă preoția aceasta creștină? Preoția după... Înseamnă preoție bazată pe credință. Preoție care nu se bazează pe ereditate, că este fiul preotului, dar el poate nu are vocație preoțească. Sau fiul episcopului, dar nu are vocație duhovnicească. Ci este bazată pe credință. Pe credință în unicul și adevăratul Dumnezeu. Deci Melchisedec, atunci când nimeni în lume nu credea în Dumnezeu, și nu se știe exact dacă a crezut înaintea lui Avram, se pare că înaintea lui Avram, Avram tot singur a crezut în Dumnezeu adevărat în Urul Caldeei, în Irakul de astăzi. Și de acolo a venit, când nimeni nu credea în Dumnezeu. El a stat închis într-o peșteră să nu-l omoare regele, pentru că așa s-a profețit despre el, că o să creadă într-un Dumnezeu necunoscut.
Și tatăl său, generalul Terac, l-a ascuns în acea peșteră. Și acolo, deci în Irak, el a crezut în Dumnezeu și iată Melchisedec în Ierusalim a crezut, așa credința a avut, că s-a făcut puznic prin rugăciunile lui. A deschis pământul și s-a scufundat un oraș întreg în timpul unui praznic idolesc cu jertfe vii, praznicul păcatului, praznicul sângelui, praznicul desfrâului și s-au dus cu toții în adâncul iadului. Și acolo urma ca să se facă templu sfânt și să se pregătească venirea Mântuitorului. Și apoi urma să vină o preoție, preoția cea adevărată, care este preoția bazată pe credință. Bazată pe credință, care nu are ereditate. Omul lasă pe tată sau pe mama sa și se dăruiește cu totul lui Dumnezeu. Și trăiește viața prin credință. Prin credință poate să închidă, să deschidă cerul un preot. Poate să facă minuni, poate să facă orice. Dar cea mai mare minune este că un preot închide și deschide cerul, leagă și dezleagă păcate, ceea ce nu poate să facă nimeni pe pământ. Deci iată, acest lucru este bazat pe credință și aceasta este preoția cea nouă. Și iată, dacă până acum poate n-ați știut sau unii ați uitat despre preoția lui Melchisedec, iată ce este preoția lui Melchisedec și cine este Melchisedec. Preoția bazată pe credință, bazată pe rugăciune, bazată pe post, bazată pe dăruire lui Dumnezeu. Deci iată, Ierusalimul, toți tindem să ajungem în viața aceasta pe pământ odată la Ierusalim. Vă dați seama ce har să calci pe urmele Domnului Hristos, să ne-a curs sângele Lui, ducând crucea în spate, să săruți Sfântul Mormânt, să săruți Golgota. Și dar închipuiți-vă ce e atunci Ierusalimul cel ceresc, unde Domnul Hristos a înălțat la cer la 40 de zile după ce a înviat. Ce-i și Ierusalimul cel ceresc care va veni pe pământ și va fi centru viacului viitor, care și noi poate cei înviați, dar vom fi prin locuri acestea. Nu toți vom avea loc la Ierusalim, că milioane de sfinți, miliarde, dar vom avea, acolo va fi centru spiritualității lumii viitoare, Ierusalimul cel ceresc, care va veni pe pământ odată cu a doua venire a Domnului Iisus Hristos. Deci, iată, urmând calea lui Melchisedec, credința lui Avraam, faptele bune, rugăciunea apostolului Melchisedec, căutăm ca să mergem pe această cale și să descoperim Ierusalimul cel pământesc în sufletele noastre și prin Ierusalimul cel pământesc, descoperindu-L pe Hristos, cel răstignit, care a pătimit, care a suferit și a murit pe cruce și apoi a înviat și s-a înălțat la cer, să descoperim apoi Ierusalimul cel ceresc. Deci această perioadă minunată n-a fost altceva decât prin mărturisirea biruinței lui Hristos asupra morții. Hristos a înviat din morți cu moarte pe moarte călcând. Decât să ne pregătească de această mutare a sufletului nostru de la pământ la cer. Că din moarte la viață, de pe pământ la cer, Hristos, Dumnezeu ne-a trecut pe noi. E acum Domnul Hristos să înalță, ne pregătim ca să-L petrecem cu Duhul, cu îngeri împreună, acolo de-a dreapta Tatălui. Și de acum, dorul nostru este după Hristos, cel ce stă de-a dreapta Tatălui, și așteptarea noastră este să vină înapoi Domnul Hristos și să vină cu Ierusalimul cel ceresc, în care să trăim în veci. Amin. Hristos a înviat!